Bună, dragii mei! Vorbim și știm cu toții că o viață sănătoasă nu înseamnă doar să fim prezenți în realitate cu o agendă supraîncărcată de probleme de rezolvat. Avem nevoie și de respiro, de momente în care să ne încărcăm bateriile, de înțelegere și, evident, pentru că suntem la aventurile bucătărașilor, de o mâncare bună. Despre multe alte lucruri, din nou astăzi, cu Alexandru Preda, invitatul nostru. Dacă avem nevoie de o pauză, ce înseamnă o pauză în viața noastră? Pauză înseamnă, spuneam că viața fizică este foarte seductivă. Sunt tot felul de evenimente. Uite, în București, de exemplu, poți să găsești o multitudine de evenimente. Poți să te gândești în viața personală că poți să vrei și diploma asta, poți să faci și asta, poți să vrei obiective mai mari, poți să vrei să ajungi nu știu unde, eu știu, nu numai în viața profesională, ci în viața socială, să ai un statut nu știu care, să ai nu știu ce posesiuni, să știi, să poți să ai. Și te poate foarte repede seduce viața fizică, uitând de partea sufletească, să o numim, de interior, de profunzimea ta, de sursa ta, de esența ta. Pauză înseamnă ca din când în când să te întorci înapoi, să nu uiți care ți este casa. E ca și cum ieși într-un drum, într-o călătorie și la un moment dat uiți care ți este casa. Crezi că acolo unde te afli ți este casa. Și poate fi hrănitor și liniștitor să știi unde ți este casa. Se spune că, ca să cităm vorbele din popor, acasă este locul acolo în care te simți cel mai bine. Mm-hmm. Deci mă simt bine, evident ar trebui să mă simt bine cu mine însumi. Da, cred că te simți acasă, acolo unde te simți cel mai bine, este așa o zicare care se referă strict la partea fizică, de genul mă simt mai bine în București decât în Brașov sau, eu știu, în Sibiu. Cred că așa simt eu că spun vorbele astea. La asta cred că se referă. Eu când spun casă, mă refer la aceea, la partea neschimbătoare a noastră. Restul, partea fizică se modifică tot timpul. Și când zic casă, mă refer la partea sufletească, la partea care nu se modifică, la partea spirituală infinită. Ce se întâmplă dacă viața ne copleșește? Uneori uităm să și gândim, dar rămite să ne mai întoarcem și asupra noastră, să gândim conștient, cum vorbeam la început, să mă gândesc că beau ceai, că asta fac în acest moment și nu ce am de făcut peste următoarele 2 ore. Mm-hmm. Uneori uităm să mâncăm. Pentru că suntem copleșiți de muncă și de stres și de treabă. Mm-hmm. Și ce întrebarea cum era gestionăm? Care cum gestionăm? Avem nevoie de pauză. Da. Am spus clar lucrul ăsta. Da. Cum facem atunci? Cum facem să luăm pauza? Da. Că toată lumea o să spună, bun, lucrez atâtea ore pe zi, ajung la saturație, uit să mănânc, iau un biscuit ce găsesc pe masă ca să-mi potolesc foamea, dar rămite să-mi iau și acele minute sau ore în care să mă întorc asupra mea. Mm-hmm. Cred că oamenii, mulți dintre oameni fac într-o măsură sau mai mică, măsură mai mare sau mai mică lucrul ăsta. Cred că unii oameni nu reușesc să facă foarte bine treaba asta. Cred că fiecare poate să-și aibă momentul lui în care accede la lucrul ăsta. Modurile prin care oamenii o fac, cred că se referă la a citi o carte, la a merge la un seminar, la a avea o experiență de un anumit tip care se referă la această revenire la sine. Și mie mi se pare că românii deja, destul de mulți au ajuns la lucrurile astea. E adevărat că unii au mers mai rapid, alții au mers mai încet, fiecare după construcția lui. Și vreau să zic treaba asta. Există două căi din punctul meu de vedere. Unul este calea
asta directă, care nu necesită suferința, și anume că mă apuc, eu citesc, mă apuc și mi-ordonez timpul, mă ocup puțin de ce se numește time management și îmi prioritizez, da, lucrurile din timpul meu, reordonez viața și atunci îmi fac loc și pentru asta, pentru că face parte, ar fi necesar să facă parte din priorități. Dar profesorul care este foarte prezent se numește suferință. Oamenii suferă până la un moment dat când nu mai pot. La un moment dat suferința este atât de mare încât se impune foarte tare schimbarea. Adică mă îmbolnăvesc sau pierd, eu știu, ceva de care ține toată viața mea și atunci, pierzând lucruri din astea foarte importante, cum ar fi sănătatea, e nevoie să te întorci. Nu se mai poate altfel. Eu aș, dacă ar fi să sugerez ceva oamenilor, aș sugera să realizeze că nu e nevoie neapărat să suferi, să ajungi să suferi atât de mult, ci poți să te îndrepți tu cât de repede către calea asta mai ușoară. Da, de regulă suferința e efectul catalizator care, da, te împinge, brusc te împinge, te împinge forțat, da, din păcate. Da, da. Suferința te împinge să te trezești, să vezi ce e important, să realizezi ce e cu tine, să realizezi că ești pe o durată determinată în forma asta fizică pe pământ și ce ai vrea să faci în acea perioadă. Și care ar fi primul pas? Da, deci am primit acest duș rece de la viață. Cred că pot fi multe moduri în care te-ai putea apleca. Mie acum persoana să zic sunt, că... Sunt mulți oameni debusolați care nu știu cum, trăiesc momente de criză intense și nu știu spre ce să se îndrepte. Sigur că cauți un panaceu universal în momentul ăla, dacă ai putea găsi o pastilă, da, pe care să o iei și brusc viața să devină fericită și, și roz, ar fi perfect. Dar tocmai pentru că nu există, trebuie să lupți tu. Eu cred că sunt. Acum sunt cărți destul de multe care se referă la dezvoltare personală, spirituală, psihologie. Există posibilitatea să mergi la un consilier, la un sfătuitor, la un mentor, la cum vrei să numești. Există Google-ul care poate să-ți mai aducă beneficii. Sunt mulți oameni care caută pe Google chiar mai mult decât ar trebui, pentru că e nevoie să știi, să pui la cap la cap unele informații, unele lucruri. Eu cred că sunt destul de multe. Spre deosebire de trecut, uite, mi-aduc aminte că eu am avut primul calculator la 26 de ani sau ceva de genul ăsta, iar cineva din ziua de astăzi... Da, da. Deci eu cred că sunt destul de multe lucruri și eu cred că fiecare om, dacă are deja intenția, poate să aibă ceva la îndemână. Cărți, internet, mers la sfătuitor, la consilier, la preot, la, eu știu, nu aș spune neapărat să vorbești cu prietenii despre lucrul ăsta, decât la modul de împărtășire, de genul eu împărtășesc ce simți, tu împărtășesc ce simți, dar nu la modul ajută-mă. Da, 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 să și aștepți un să răspuns. Să aștepți ajutor de afară și răspuns, pentru că poate nu se pricepe foarte bine, poate e supărat și atunci își revarsă supărarea asupra ta. Și așa mai bine. Nu poate să nu știe să asculte foarte bine, să fie un bun ascultător, iar ăsta este un lucru foarte important, să poți să asculți fără a judeca, fără a să fii cu totul acolo când asculți. Să asculți activ sau să asculți conștient, nu este la îndemâna oricui să faci lucrul ăsta, nu toată lumea știe exact sau poate să facă. Intuiția are vreun rol în această stare de trezire lăuntrică? Nu știu să spun foarte multe despre intuiție, să știi. Nu știu să spun foarte multe. Mulți oameni se ghidează mai mult după intuiție, sunt mult mai intuitiv decât rațional. Mm-hmm. Și atunci poți trăi, evident că nu poți trăi doar într-un singur segment, doar rațional sau doar intuitiv. Mm-hmm. Trebuie să găsești calea de mijloc între cele două. Da, eu cred că intuiția are o sursă de genul, dacă spui eu intuiesc că se vor întâmpla lucrurile așa, există ceva în tine, e ca un raționament ascuns.
așa îl simt eu. Dar, repet, n-aș spune că știu foarte multe în zona asta. Așa simt, ca un raționament ascuns. Îți vine de undeva să spui că ai vrea să faci într-un anumit fel. Poate s-a întâmplat ceva în trecut care te influențează acum la acea alegere. Și poate să fie, de fapt, totuși ceva rațional, nu știu, zic. Și atunci, care este cea mai corectă perspectivă din care trebuie să, să privim viața, să privim ziua, să zic. Viața înseamnă să greșim, dacă vorbim doar de moment, să ne axăm asupra momentului. Ne facem proiecții pe o zi, ce avem de făcut. Am înțeles. Vrei să spui că dacă vorbim despre prezent, ar însemna să nu te mai uiți foarte atent la viitor și la trecut. Exact, exact. Sunt oameni care trăiesc doar pentru viitor. Am înțeles. Eu cred că putem să, nu numai că putem, că poate să fie eficient chiar, să respectăm atât axa asta a timpului fizic, cât și starea de prezență. Adică să fii prezent nu înseamnă să fii atent doar la ce ți se întâmplă în momentul ăla. Poți să îți fixezi obiective, să-ți faci planuri, să-ți programezi, trebuie să suni pe cineva la ora 6 sau trebuie să fac până anul viitor un anume lucru, dar apoi poți face diferența în sensul că nu e nevoie să depinzi cu totul de acel obiectiv, să nu fii fericit decât dacă ai îndeplinit acel lucru, să cari cu tine tot timpul ăsta de aici până să-l ții în spate. După ce ai făcut ce aveai de făcut pentru momentele viitoare, poți foarte bine să te întorci în prezent și să faci cu atenție ce ai de făcut în momentul respectiv. Și nu numai că este mai ușor, mai liniștitor, mai poate să fie chiar și eficient, pentru că cred că e logic că obții un rezultat mai bun dacă ai toată atenția pe ceea ce faci decât dacă nu o ai. Și o parte din atenție în altă parte. Înseamnă că muncești doar cu două motoare din trei. Aduce eficiență, prezența aduce creativitate, soluții. În sensul ăsta cred eu că merg lucrurile. Este ok, poți să te informezi din trecut, poți să ai anumite cunoașteri, dar repet, nu e nevoie să fii inundat, nu e nevoie să fii întru totul atras, să te identifici cu trecut și cu viitor. Poți să iei lucruri care să te ajute la viața fizică, după care să revii la momentul în care ești și să faci ce ai de făcut într-un mod simplu. Deci să fii prezent, să nu te lași învins sau cucerit doar de o idee, ci să vezi viața în ansamblu ei până la urmă, să iei de pe fiecare raft și din fiecare cutiuță doar ceea ce îți trebuie pentru momentul respectiv, pentru că există din abundență și mâine în cutiuța respectivă și idei și planuri și tot ce ai nevoie. Noi îți mulțumim, Alexandru, ne-ai captivat zilele acestea cu tot ce ne-ai spus. Ne-am axat doar pe ceai, nu și pe alt gen de rețete. Și am să închei așa cum închei întotdeauna. Nu uitați, poți să ai doar un praf de sare și un pop de orez. Dacă ai dragoste, cucerești o lume întreagă.